Alături de noi pentru a dezbate cele mai interesante subiecte ale acestei ediții este Mihai Alexandrescu, jurnalist. Mulțumim, bună seara și mulțumim încă o dată. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Vă mulțumesc și ție, Andreea, și ție, Denisa, pentru invitație. Și sper că ați pregătit pentru mine niște subiecte interesante, ca și pentru telespectatori, de altfel. Ca de fiecare dată și de urmea de aceea, profităm de prezența ta în studio pentru a dezbate ultimele evenimente petrecute în politică. Și aș vrea să încep cu cel mai recent, și anume numirea lui Andrei Gerea în fruntea Ministerului Economiei. Haideți să vedem ce îl recomandă, ca să zic așa. Da, a fost o săptămână. Ce recomandă? Voce și talentul meu. Era o replică, era un schimb de replici celebru, acest schimb de replici. Vedem dacă vocea, talentul românesc. Din fericire, Andrei Gerea... Voce și talent mai era în cadrul un element. Pe acea persoană o mai recomandau și alte lucruri, în afară de voce și talent. Însă, în cazul lui Andrei Gerea, nu este vorba aici de a fi recomandat nici de chip, nici de voce, nici de talent, ci de ceea ce trebuie să facă el la minister. Multă lume s-a întrebat, are Gerea, Andrei Gerea, capacitatea de a conduce un minister greu, cum este cel al economiei? Capacitatea ar trebui să o aibă. Experiență politică are, 3 mandate de deputat la activ. Nu e puțin lucru. După 12 ani petrecuți în Parlament, adică în primul for legislativ al țării, se poate spune despre tine că ești un politician cu experiență, se poate spune despre tine că poți să, că ești un bun cunoscător în detaliu, în amănunt, al politicii. Pe urmă, are și experiență economică, el a făcut parte din Comisia Economică foarte mult timp, este și șeful grupului liberal din Camera Deputaților. Practic, experiența îl recomandă pentru acest lucru. Dar ceea ce are el de făcut în continuare, ca și ministru al economiei, aici vorbim de niște lucruri extrem de complicate, cum ar fi privatizările de ultimă oră ale României, privatizările mari, că vorbim de Cupru Min, că vorbim de CFR Marfă, că vorbim de Poșta Română. Andrei Gerea se pare că va trebui și de Old Chim și Arpechim, suntem noi argeșenii, da, o să direct discutăm interesați, un pic mai târziu, ajungem și acolo, asta, da. Sigur că da. Andrei Gerea va trebui să se ocupe de toate. Mulți oameni, buni cunoscătorii politici, buni cunoscătorii mediului economic s-au oferit de acest minister, au refuzat. Nu am făcut o listă cu toți cei care au spus pas. Dar Andrei Gerea... Da, știm că sunt câțiva care au spus. Sigur. Andrei Gerea a spus da, accept. Iar Traian Băsescu i-a dat azimutul, ca să spun așa, la Cotroceni, în mediul restrâns. Da. Nu a fost Crin Antonescu primit, nu a fost Iani Popa primit. Deci, o piatră de moară grea atârnă de gâtul lui Andrei Gerea în momentul de față și întrebarea este, poate să o țină sus sau să va prăbuși? Asta rămâne de văzut, vom vedea cu toții ce va face. Bun, ce vreau să-ți spun. PSD-ul este singurul care a rămas fără ministru. PC-ul are, PNL-ul are. Cum o fi primit oare această veste? Cum vezi tu asta? A fost întrebat inclusiv președintele PSD Argeș, Constantin Nicolescu, mi se pare, în 2 conferințe de presă, în legătură cu acest lucru. Cum se face că PSD-ul a rămas fără un ministru în actualul guvern? Și speculații... Tocmai PSD-ul, ca sigur, să... Tocmai PSD-ul. Exact. Adică cel mai greu partid din Argeș. Și speculații au fost destule. S-a făcut inclusiv speculația că din cauza proceselor pe care le are președintele Consiliului Județean, Constantin Nicolescu, nu a fost loc de un ministru în acest guvern. S-a făcut și o speculație un pic mai împăciuitoare. N-are nicio legătură una cu alta, pur și simplu PSD-ul a fost sărit din schemă. Pur și simplu altcineva... Și nu odată, dacă stăm să ne gândim bine. Și nu odată, pur și simplu altcineva a avut loc în această schemă. O să rog colegii din regie dacă sunt pregătiți cu afirmația imediat domnului Tudor Pendiuc. Imediat după ce închei, la afirmație, sigur că da. Închei. Iar Constantin Nicolescu, vreau să spun că nu s-a ferit, a făcut față frontal tuturor acestor interpretări și a spus, chiar a spus, domnule, dacă vreți să mă socotiți pe mine vinovat, atunci, bun, mai aveți un vinovat. Adică nu s-a ferit să răspundă la această întrebare, însă sunt convins că nu-i convine. Însă despre relația pe care o va avea Constantin Nicolescu cu Andrei Gerea, chiar aș vrea să mai spunem câteva propoziții, câteva fraze în această emisiune, fiindcă e important. Poți să spui, da. Da, vreau să spun. Până în momentul de față, până acum, și PSD-ul și ceilalți au spus, domnule, nu ne dă Ministerul Economiei bani pentru investiții, pentru diverse lucruri, pentru locuri de muncă și așa mai departe. S-a găsit un țap ispășitor. De ce?
spuneau, pentru că, nu ne dau bani pentru că noi nu avem cale de comunicare cu ministerul. Nu cunoaștem pe nimeni acolo. Nu știm cu cine să stăm de vorbă. Parlamentarii au prins din zbor chestia asta și au zis, noi facem lobby. Suntem lobbyști. Mergem noi la minister să facem rost de banii. Deci degeaba facem noi lobby și ne ducem noi acolo să vorbim cu miniștrii, să aducem bani în județ, dacă nu se vrea. Trag linie și închei ideea. Și o să revenim pe urmă. Și o să revenim pe urmă. Da. Acum nimeni nu mai poate spune că nu are calea deschisă către minister. De ce? Pentru că acolo este un argeșan, Andrei Gerea. Am încheiat. Și responsabilitatea nu pică doar pe Andrei Gerea, ci pe întreaga, practic, conducere și întregul mecanism de la nivelul județului. Trebuie să comunice pentru că... între ei. Corect. Nu comunică, se va vedea. Vorbeam de reacția lui Tudor Pendiuc. Părerea lui Tudor Pendiuc vis-a-vis de numirea lui Gerea, iar dacă sunt colegii pregătiți, vrem să vedem declarația lui Tudor Pendiuc vis-a-vis de acest subiect. Domnul Gerea, mă bucur enorm că este acolo, este un om de-al nostru, este un deputat al nostru al Piteștiului și acum noi aveau gura urită să zic că nu se știe până la sfârșitul acestui mandat și cu celălalt deputat ce va fi. Așa că îi sfătuiesc pe toți, dacă vor să devină miniștri, eu am bună, după cum vedeți. Și mai, deci, vedeți și dumneavoastră, dacă de când sunt alegerii pe colegii electorale în Argeș, câți miniștri au fost numiți din colegiile respective? Atât. Atâta bucurie pentru Gerea din partea domnului Tudor Pendiuc, în așa fel încât nici nu ne mai gândeam că ei nu au un ministru, și anume PSD-ul, cu toate că a defilat cu trei persoane, trei parlamentari, un PSD, un PC și un PNL. Un PNL și un PC care sunt miniștri, unul care nu, deși promite că până la sfârșitul anului. Dar atâta bucurie, așa, din partea tuturor pentru numirea lui Gerea, că mai ai crede că e plin lapte și miere curge. Nu mai contează că nu au un ministru. Prin declarația pe care a făcut-o, Tudor Pendiuc se dovedește, pentru a nu știu câta oară, un foarte bun dribler politic. Extraordinar. Pur și simplu, el a prins mingea din zbor, a luat-o pe vârful bocancului, a ascuns-o printre picioarele adversarilor și până la urmă a făcut-o nevăzută precum Dobrin pe vremuri, arogându-și meritul artistic de a fi făcut această declarație. Adică, nu uitați ca mână bună. Păi ce vrea să spună Tudor Pendiuc cu asta? Cumva vrea să spună că el este un fel de naș de miniștri, am mână bună. Mai ceva ca un naș. Mai ceva ca un naș. Domnule, uite, Daniel Constantin, pe un colegiu de Pitești, Andrei Gerea, deputat pe un colegiu de Pitești, eu, primarul care m-am pozat cu ei, nu vrea să nu spună nimeni că n-am mână bună, ia uite, oamenii pe care am girat eu au ajuns miniștri. Asta este pe scurt driblingul politic pe care îl face Tudor Pendiuc, pe care ni-l oferă un spectacol. În două fraze și în același timp trage din nou spuza pe turta lui, spunând, domnule... Și-și asumă un merit. Își asumă un merit. Eu generez toată chestia asta. Uitați-vă la mine. Așa pe tort, să nu spunem altfel. Și asta, uitați-vă la el, dar uitați-vă și la mine. Uitați-vă la ei ce frumos sunt, dar eu... Cam așa. Da, și cum eu fiind împreună cu voi aici la emisiune, normal, lumea se uită mai degrabă la voi, pentru că sunteți frumoase. Până să mă vadă pe mine, vă vede pe voi. E, cam așa. Și eu sar ca Tudor Pendiuc și ai zice, da, eu o fac. Nu mai faci tu, că n-are rost. E, cam asta este. Dribler, Tudor Pendiuc. Și un om de spectacol. A reușit un spectacol ok din punctul meu de vedere. Bun, revenim la problema serioasă până la urmă cu domnul Andrei Gerea. Cu Olchimu, ce crezi că va face până la urmă? Va rezolva această problemă? Pentru că, să nu uităm că în iarnă, cine era prezent da, printre angajați? Da, în decembrie anul... Și-a asumat. Da? Un risc și fizic și... Și metafizic. Și metafizic. Da, pentru că s-a dus cu domnul Cătălin Rădulescu acolo între protestatari. Și nu numai, a mai fost însoțit, însă a ajuns până la urmă între ei cam singuri. Au văzut cu cravată de gât, s-au dus cu pietre, cu bâte, să-i bată, au fugit de acolo. În fine, eu nu vreau să mă îndoiesc în această emisiune de bunele intenții ale ministrului economiei Andrei Gerea. Și să spun, domnule, nu vrea el să privatizeze. Eu sunt convins că Gerea ar fi prima persoană care ar vrea, în clipa de față, să salveze Olchim Arpechim. Pentru că dacă le salveze, intră în cartea recordurilor. Ca un ministru al economiei de geniu. Asta ca speculație. Concret, el astăzi, din câte știu, a avut o întâlnire cu Marius Pârvu, director în cadrul Olchim. Marius Pârvu a dat niște explicații de curând în presă.
El a spus că mai are nevoie de vreo 15 milioane de euro ca să poată să pornească o linie de producție la Vâlcea. Dacă pornește acea linie de producție, crește productivitatea cu 40%, pornește o linie acolo, deci, și asta înseamnă că atunci când vrei să privatizezi toată această poveste, o privatizezi mai bine, în condiții mai avantajoase pentru tine, fiindcă privatizezi ceva ce deja merge. Și spera, Marius Pârvu, că Andrei Girel va ajuta în sensul ăsta. Am mai spus că vrea să facă niște credite pentru a primi acești bani la niște organisme bancare, inclusiv CEC s-a retras ulterior, au mai rămas două bănci, vom vedea dacă îi vor da niște bani. Am mai spus că au scăzut pierderile lunare de la 800.000 de euro la 300.000 de euro. Pe Pitești. Aceste cheltuieli se înregistrau pe Pitești și nu erau acoperite de venituri. Mai departe, la Vâlcea sunt angajate 2.000 de persoane, în Pitești numai 250 de persoane. Și așa mai departe. Dacă a apucat ministrul Andrei Girea să discute despre toate astea cu Marius Pârvu astăzi, probabil că spre seară undeva vom avea o poziție oficială, fie a unuia, fie a celuilalt, și ne vor pune în temă, da, reușim să privatizăm Olchim sau nu reușim. Eu nu cred că vom avea un răspuns ferm pe această temă în această seară și vom ști clar la final dacă e stânga sau dreapta. Dar toată lumea speră că în urma discuțiilor de astăzi ceva se va întâmpla. Bun. Am terminat și cu Olchimul, cu Andrei Girea. Să lăsăm puțin puterea, unde toată lumea e fericită și cu lacrimi pe obraz, ne bucurăm de succesul altuia, aș vrea să mergem puțin în ograda opoziției. La noi în Argeș și în ultimul timp, a trecut ceva timp de atunci, dar aș vrea să discutăm, au apărut două asociații, ca să spun așa, Mișcarea pentru Argeș și Mușchiul și Mișcarea Populară. Avem și două materiale pregătite în acest sens. Dacă sunt gata, îți rog pe colegii mei să le difuzeze și revenim în direct pentru a le discuta. Mare lansare, mare, partidul sau fundația Mișcarea Populară s-a lansat și în Argeș, sau mai bine spus, și-au lansat doar sediul. Ce își propun să scape județul Argeș de PSD? Cu ce candidați? Momentan nu au niciunul. Nu, încă nu ne-am gândit. Dorința noastră este să creăm un partid puternic, cu valori de dreapta. Așteptăm în continuare ca oamenii de valoare să se alăture acestui proiect minunat în care eu cred cu toată convingerea. Deocamdată am deschis doar sediul oficial al județului Argeș. Avem oameni care vin către partid, nu avem adeziuni semnate, pentru că eu mi-am dorit foarte mult să lansăm sediul prima dată, oamenii să vadă de ce suntem în stare și să vadă deschiderea noastră către acest proiect și încrederea cu care privim. În ceea ce privește rezolvarea problemelor județului Argeș, nici aici nu au un răspuns. Oare câte instituții au plecat din Argeș? Câte au plecat? Spuneți-mi noastră. Păi, sunt foarte multe. Nu, dar din nou. Eu știu cu cât a scăzut PIB-ul României, dacă vreți, și am ajuns numărul 8. Mișcarea pentru Argeș și Mușcel, condusă de Mircea Andrei, și-a făcut apariția oficială în Argeș. Este constituită în peste 70% din județ, are pentru moment peste 350 de membri și foarte multe obiective. Totodată, Mircea Andrei a explicat și plecarea din PDL. Mișcarea pentru Argeș și Mușcel se limitează ca activitate politică exclusiv la județul Argeș și este și reprezintă refuzul nostru față de orice partid politic, dar și deschiderea de colaborare cu orice partid politic care poate să aducă ceva bun în județul Argeș, nu cum ni s-a întâmplat până acum. Mișcarea pentru Argeș și Mușcel este răspunsul fondatorilor care au inițiat acest lucru față de modul în care toate partidele politice, fără excepție, au ignorat interesele județului Argeș. Nu cred că vă spun o noutate, noi ne cunoaștem, nu este o discuție foarte formală astăzi. Plecarea mea din PDL s-a datorat, împreună atunci cu cei 22 de primari, dintre care parte sunt aici, s-a datorat tocmai ignorării județului Argeș și eu avertizasem atunci PDL-ul că dacă județul Argeș nu se regăsește într-o poziție suficient de semnificativă la București, să nu conteze pe mine că voi pleca. Nu au crezut că voi face acest lucru și am făcut-o.
Printre membrii fondatori se regăsesc Ana Stan, Ion Dumitrache, primar Poiana Lacului, Ion Baicea, primarul orașului Costești și Iulian Miu, primarul comunei Ungheni. Surpriza însă avea să vină din partea invitatului special, nimeni altul decât liderul inițiativei România Liberală, Vlad Moisescu. Inițiativa susține coagularea dreptei, în general, listă unică PPE la alegerile europarlamentare și candidatul unic la președinție. Pe de altă parte, sigur că obiectivul 2016 nu trebuie neglijat. Iar genul acesta de coagulări, pur și simplu spontane, aș putea să spun, deși cuvântul poate nu e cel mai bun, în care se vorbește de constituirea unei clase politice de elită în județul Argeș, nu putem să nu sprijinim o astfel de mișcare. Partidele din Argeș nu le cunosc atât de bine, nu știu ce fac, aici domnul Mircea Andrei știe mai mult, dar în orice caz, cele de dreapta, la un moment dat, trebuie să se trezească. Mișcarea pentru Argeș și Mușcel nu este un partid, iar Mircea Andrei spune că este deschis la colaborare cu oricine dorește binele județului Argeș. Am urmărit cele două materiale, dragii mei colegi, să vă aud câți parlamentari are județul Argeș. Andreea. 17. Mihai. Se pare penibil să răspund la întrebare. 4 senatori. Ei bine, vezi, doamna n-a știut, a venit în fața presei total neinformată. Haideți să facem o paralelă între cele două. În timp ce un lider, unul dintre lideri, și anume doamna Ruxandra Dragomir, a venit neinformată, în partea cealaltă am văzut că au 70% din... Denisa, te superi pe mine, dar... Nu, hai, fă tu paralela. Te las pe tine. Intri foarte abrupt în subiect. Ca să înțeleagă și telespectatorii ce avem noi de gând, știi ce-ți propun eu? Ia, te rog. Să numărăm așa, să facem listă cu toate formațiunile de... Avem de-a face cu o politică de dreapta fărâmițată în clipa de față. Și ca să ajungem și la comparația între cele două, că ajungem și la asta, nu se poate fără. Păi nu, asta trebuie să-i ideea. Punem în temă pe telespectatorii cu ce partide, ONG-uri, formațiuni, fundații și așa mai departe de dreapta au în momentul de față pe piață. Și avem așa, Mișcarea pentru Argeș și Mușcel, Mircea Andrei l-am văzut. Partidul Mișcarea Populară, doamna Ruxandra Dragomir, am văzut-o. PDL, care reclamează în continuare că este de dreapta. PDL-ul și PDL-ul știm cu toții. Liberali, PNL-ul, atenție, dacă îi întrebi, sub nicio formă nu vor spune că sunt de stânga, deși sunt de mână cu PSD-ul. Și nu recunosc niciun fel de unificare a dreptei ce fără PNL, pentru bineînțeles, că PNL-ul este partidul istoric de dreapta, exact. Și nu recunosc nici măcar PD-ul, că e așa, exact. Așa se adresează PD-ul, nu mai pun și liberal. Sigur, mai avem PNCCD-ul, mai avem PRU, Partidul Ecologist Român, Forța Civică. Forța Civică și mai avem Inițiativa România Liberală, condusă de domnul Vlad Moisescu. Desprinsă din PNL. PNL, da. Desprinsă din PNL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În cel momentul puțin, de față, cel puțin, pentru că nu știm alo, până la urmă eu tot nu am înțeles ce alo. Și cum. Uite că am uitat de alo. Alo, alo, te rog frumos tot, pune acolo încă unul plus alo. Alo. Alianța și mai Lege sunt. Și Ordine. Lege și Ordine. Mi se pare că s-au lansat astăzi. Ieri. Au mai avut o lansare, eu n-am înțeles-o, sincer. Acum vreun an, dacă nu mă înșel. După care au tăcut un an de zile și astăzi tăcut, s-au lansat iară. Înaintea alegerilor locale, dacă nu mă... Înaintea unor alegeri. Nu știu dacă erau locale sau parlamentare, să rușine să-mi fie. Da, însă țin minte că erau... Da. Erau înaintea unor alegeri, după care n-au mai spus absolut nimic. Exact. Deci avem împreună cu acest alo, de care spui tu că s-au lansat atunci, au făcut pauză și s-au lansat acum iară, 11 formațiuni care clamează, spun peste tot, suntem de dreapta. Bietul alegător de dreapta nu mai știe unde să se uite, la cine să se uite mai întâi, ce este, cum este. Și acum, da, putem să începem, după ce le-am trecut în revistă, poate să facem comparație între... Da, aș vrea să ne oprim la cele două, pentru că... Bine, oricum ele sunt oarecum și grupate, pentru că dacă observăm o tendință a IRL-ului, Inițiativa România Liberă desprinsă din PNL, știm că ei au avut un protocol și se unesc într-un fel sau altul cu Forța Civică, Forța Civică e cu PNCCD, partid pe care am uitat să-l trecem. Am spus eu de... Ok. Da. Bun, PNCCD cu PERU, bun, ei așa și... Și cum se cheamă asta? Ce fac ei acolo? Greu de spus. N-au dat încă un nume. N-au dat. Și-au este propus așa. Alianța Dreptate și Adevăr, într-o parte din PNCCD și FC, Forța Civică, apoi vine IRL-ul, nu știu ce nume ia, atenție. Apoi și PERU. Toate prieteșugurile astea care vor apărea, nu între oameni, ci între diverse formațiuni în momentul de față, nu vor fi stabile. Ei încearcă, se tatonează, se studiază. Asta nu este o noutate pentru nimeni. Sigur că da. Și bineînțeles, interesul întotdeauna este cetățeanul.
toate aceste combinații de luate câte capa pe dacă. Asta a fost ironie. Nu, niciun caz. Este binele cetățeanului, întotdeauna. Mai ales în partea dreaptă trebuie construită o dreaptă solidă, o alternativă. Tot la dreapta, că toată lumea spune o alternativă la USL. USL e o dreapta tatălui, da. Bun, acum noi haide să trecem la lucruri serioase și chiar te rog să faci tu paralela așa. Păi, hai să, fac paralela. Cu cine să încep? Cu Mișcarea pentru Argeș și Mușcel sau cu, Partidul Mișcarea Populară? Dacă Partidul Mișcarea Populară. Cu Partidul Mișcarea Populară am și scris lucrul ăsta, îl și spun la emisiunea voastră, Roxandra Dragomir. Roxandra Dragomir are de muncit până să-și dobândească alonja omului politic. Alonja omului politic care va ști câți parlamentari are județul Argeș. Câte instituții au plecat din județul Argeș. Instituții adică au plecat, ce ne doare, cel mai tare, că până la urmă asta e cea mai mare problema noastră. Să cunoască mediul politic și economic. Să știe ce înseamnă când vii aici și vrei să lupți cu un Constantin Nicolescu, să știe ce înseamnă o luptă cu un astfel de un politic. Deci, ia, este deci momentul de față. Sigur, că trebuie și o inaugurat sediu, de-abia au venit. Păi am fost, am fost la lansarea de sediu, nici de cum la o conferință de presă. Însă ei au mult de muncit acolo până să poată spune că sunt un partid care are rădăcini în Argeș și începe să crească în Argeș. Deocamdată nu se... i-am văzut o singură dată, au venit aici și au plecat. Nu putem să spunem mare lucru despre Roxandra Dragomir. Decât că ea trebuie să muncească, în primul rând, cu ea însăși, pentru a deveni un om politic, pur și simplu. Nu este simplu, pentru că politica se învață în ani de zile. E adevărat că există în politică posibilitatea ca tu să urci o scară, să ajungi în vârf, la un moment dat, pe o funcție, dar orice scară are dublu sens. Poți să și urci pe ea, dar poți să și cobori. Și coborâșul este întotdeauna rapid, ușor și definitiv în politică. De asta Roxandra Dragomir trebuie să fie foarte atentă, când vine la conferință de presă, trebuie să-și facă temele, să poată răspunde la întrebările ziariștilor. Eu cum să spun, pur și simplu spun ce cred eu că ar trebui să facă ea, ca să devină un om politic. Și cu asta am închis, că prea multe nu prea sunt de spus despre acest partid. O mică paranteză, în momentul în care ai vorbit despre căderea în politică, m-am dus cu gândul la o declarație de-a lui Constantin Nicolescu, nu mai târziu de ieri, dacă nu mă înșel. Când domnia sa vorbea despre posibila cădere, că așa se întâmplă întotdeauna când vorbești despre început și despre sfârșit, despre posibila căderea lui Gera. Da, a spus ceva, dar destul de metaforic, nici nu vreau să intru în interpretări, pentru că declarația este obscură, nu e limpede. Și decât să intru în interpretarea unei declarații cu dublu sens, prefer să mă abțin. Și să trec la comentarii. Să trecem la următoarea alianță. Legat de Mișcarea pentru Argeș și Mușcel. Aici avem de-a face, știți cum este, ca o mănușă de muselină pe care o întorci pe dos. Dacă Roxandra Dragomir nu este politician, dar vrea să fie, Mircea Andrei, care este politician de carieră, a fost membru în PNL, a fost președinte PDL Argeș, acum vine și spune, senator. Nu mai fac senator. Acum vine și spune, eu nu mai fac politică. Surprinzător. Exact, se întoarce pe dos mănușa. Și multă lume asta să se gândească. Ce face Mircea Andrei în această situație? S-ar putea să facă bine ce face. Să atragă alături de el, dacă poate, e dificil, eu nu spun că e simplu, nici în cazul lui, societate civilă. Oamenii care n-au treabă cu politica, care nu prea vor să aibă treabă cu politica, acea pătură de mijloc, câtă mai e în România, că vorbim de profesori, că vorbim de medici, că vorbim de mici întreprinzători, că vorbim de intelectuali, oamenii care muncesc și din munca lor, din taxele pe care le plătesc ei în fiecare lună, susțin angrenajul acestei țări, susțin practic această țară în întregul ei. Eu cred că Mircea Andrei s-a orientat în județ să atragă alături de MAM, Mișcarea pentru Argeș și Mușcel, acești oameni. Îi doresc succes. Pentru că nici el nu s-a afumat la o chestie ușoară. El a zis, de mâine încolo pot să negociez cu toate partidele politice. Sunt deschis, eu nu mai fac politică, sunt un ONG. Am stat de vorbă după aia, am întrebat, uite, pe Iani Popa l-am întrebat, de exemplu. Uite ce spune, în direct, la o televiziune, putem să zicem. Iani Popa a zis, domnule, eu nu stau de vorbă cu ONG-urile. Adică a început... Pentru că totul trebuie să fie politic. Sigur am că avut da. Și noi a început o șicană între ei, au început să-și arunce mingea de la unul în terenul celuilalt. Dar totodată să... nu ai exclus o colaborare, citeam și interviul să facă tău. Prima dată a dat-o că nu
Niciodată. Cu un ONG, dar nu... Niciodată, Denisa, când vine vorba de politică, nu poți să spui nu voi colabora niciodată. Da, asta e clar. În politică tot e trimis, dacă apare oportunitatea, credeți-mă, vor colabora între ei toți fără probleme. Asta de la sunt convins. Nu cred că s-a încheiat vreodată. Sigur că da. Deocamdată noi discutăm acum de ceea ce este și de etapa în care suntem. Noi facem o discuție de etapă. Corect. Să zic așa. Mircea Andrei a spus asta, s-a rostogolit mingea până curtea PNL-ului, până curtea PSD-ului, PSD-ul se întoarce așa și zice, domnule, noi nici l-am auzit, nu l-am văzut, habar n-avem, PNL-ul v-am spus ce a zis și așa mai departe. Rămâne acum în gestiunea lui Mircea Andrei, minge în terenul lui, ceilalți au dat un răspuns. Să vedem mai departe ce face cu ea, cum driblează, cum se joacă și cum joacă această carte. Politic. Evident. Eu nu fac parte dintre cei care cred că Mircea Andrei a renunțat la politică să se facă ONG-ist. Nu pot să cred. Am văzut că are și trei primari, avea cel puțin când la ultima conferință de presă, și are în continuare trei primari federiști. Da, cei care au fost alături de el și atunci în la timp ce la Mișcarea Populară n-am văzut, nu știu, poate greșesc, eu n-am văzut niciunul. Au fost acolo ca invitați, nu? Ca invitat primarul de la Poiana Lacului. Nu mai țin minte dacă a fost și domnul Baice de la Costel. Da, dar dumnealor sunt și membrii fondatori la Mișcarea pentru Argeș și Mușcel, adică dumnealui vine și cu acta, domnule, ăștia trei sunt la mine. Poți să zici că nu da, sunt. Da, pentru că aici este o stratagemă foarte inteligentă. Un primar nu poate să își părăsească partidul fără să plece și din funcție, dar nimeni nu interzice, băi, nu te înscrie într-un ONG. El poate să se înscrie într-un ONG. A fost o mișcare foarte inteligentă, să recunoaștem. Iar capacitatea lui de a absorbi, în primul rând, resursă umană. Un primar este un om pregătit. Este un om care știe politică, știe administrație. A făcut chestiile astea. Dacă Mircea Andrei a făcut acest ONG și poate să-i atragă, cinste lui. Asta e politica. Asta e viața. Nu? Și PDL-ul? PDL-ul. PDL-ul, am mai spus eu aici la voi în emisiune, este o etichetă politică care are mult de lucru să-și redobândească identitatea, coeziunea, principiile, să știe ce vrea să facă mai departe în politica românească. În Argeș sau la nivel național? Și în Argeș și la nivel național. Nu putem să scoatem Argeșul din național și să-l judecăm ca pe stat în stat. Și Vasile Blaga, și Cătălin Todorescu, și toți ceilalți președinți de filiale trebuie să-și definească traiectoria încotro vor merge. De exemplu, când sâmbătă sau duminică, acum, mâine sau pe mine, sunt alegeri la PNL Pitești, organizația municipală. Au început să se lupte între ei. Candidează Mihai Tudor, candidează Vlad Moisescu. Asta înseamnă că, uite, e democrație în partid, se luptă pentru președinția filialei Pitești. Da, foarte bine. Deci PDL-ul asta face. Când te-a dus vorba de Vlad Moisescu, ai văzut că a fost și la conferința de presă la Mișcarea pentru Argeș și Mușcel. Așa. Vreo colaborare, ceva? Cum vezi tu chestia asta? Nu, a fost și el acolo să vadă. Probabil că încă o dată discută. Oamenii politici discută între ei, chiar dacă fac parte din informațiuni diferite. Dar totuși, haideți să vedem, a ieșit într-o conferință. Nimic nu este întâmplător dintr-o astfel de manifestare. În fața presei și așa mai departe. Nu poți să spui că a venit, dacă trecea pe la partid și era fotografiat, dacă a venit în fața presei, a venit acolo să fie văzut, să fie fotografiat și să fie difuzat. Și să fie asociat. Corect, nu a venit ca și invitat. Asta eu nu în mod sigur, că invitat putea să vină când erau ei între ei, nu în fața absolut blițurilor și în fața camerelor de la vedere. Să stai la prezidiu și să spui că ești simplu invitat. E limpede. Dar probabil că fiecare om se duce acolo ca să dea senzația de apartenență și aici. Nu știu ce mai înseamnă PDL-ul, dar mă duc și la PDL. Nu știu ce mai înseamnă, ce o să însemne mea, meu, dar mă duc și acolo. Pentru să că am avut intenția la un moment dat, când tu făceai paralela, să zic, uite, am găsit niște puncte în comun pe care le are alianța lui Mircea Andrei și cea lui doamnei. Da. Bun. Zic primarii, pentru că unii sunt în ONG și alții sunt la PDL, dar apoi mi-am dat seama că cealaltă alianță, de fapt, puțin, de răbunișcarea populară nu are legătură politica, cu PDL-ul. Politica este un joc al seducției, da? Și o femeie frumoasă se uită și la Gigi, se uită și la Gabi, se uită și la Ion și iese azi la prăjitură cu Ion, la prânz iese cu Gigi și la micul dejun cu Gabi și așa mai departe. Și lumea se întreabă, mă, dar cu cine este de fel? Păi nu contează. Ea face balet. Ea poate să fie cu cine vrea. Absolut. Nu? Mai ales când e un mandat de... Politica, susținut, spune Hitler, este o femeie.
Și se dovedește, și li se dovedește telespectatorilor foarte clar că politica este în această situație o femeie care se lasă curtată, care mai arată puțin, dar nu arată tot, care încearcă să te seducă, pe urmă se întoarce cu spatele la tine și se preface că nici nu te cunoaște. Politică. Care e problema? Nu este ilegal? Nu este imoral? Imoral. Nu este imoral? Pentru că nimic în politică nu este imoral. Este imoral, absolut. Mai ales că miza este atât de mare, interesul cetățeanului. Mai ales că miza este... Spune tu că eu nu pot. Mai spune tu o dată. Interesul cetățeanului. Exact. Păi nu asta spunem, nu astea sunt mesajele tuturor acestora? Sigur că da. Sigur că da. Deci asta este. Mircea Andrei, eu îi urez succes lui Mircea Andrei în ce are de făcut, pentru că omul acesta din societatea civilă, care nu face politică, nu-l interesează, are din ce trăi. Are o casă, are o masă, are o mașină, are un salariu îndestulător, medic, profesor, cu ani în spate de experiență și așa mai departe, se descurcă, nu Absolut. Face politică și cel mai greu să-l aduci pe un astfel de om lângă tine. El, prin acest ONG, la chestiunea asta, spune că s-a înhămat. Foarte bine. E minunat. Dar la ce s-a înhămat cealaltă parte până la urmă? Pentru că se asociază... Partidul Mișcarea Populară. Și plus de asta, vor să scape județul Argeș de PSD. Mircea Andrei încă rămâne candidatul pentru Consiliul Județean, în timp ce Mișcarea Populară nu avea candidat. Însă cu toate acestea... E de vreme încă să vorbim despre candidați la Consiliul Județean. Poate că atunci când va trebui să fie alegerile vom vorbi de regiuni și deja nu va mai fi vorba de județe. Da. Eu de asta am și evitat să aduc discuția în zona asta, pentru că nu știu ce va fi. E posibil să nu mai fie nevoie de un candidat. E posibil să fie nevoie de ceva mai mult. Aflăm în ianuarie, vedem. Și lupta va fi la un alt nivel și da. Poate chiar între ei. Da. Adică masacrul mult mai mare decât e în momentul Probabil de față. Probabil că va fi. Nu o să ne plictisim. Deloc. Iar Ruxandra Dragomir trebuie într-adevăr să muncească foarte mult și să vină des în județ, să bată cărările județului, să cunoască județul și oamenii. Eu vă mai fac o mărturisire. Pentru că politica se face printre oameni și nu de la birou. La fel ca și jurnalismul. Pe teren. Exact. Te duci acolo și stai de vorbă cu ei. De acolo îți culegi. Să te știe omul, imagine, să stai acolo, știrile, ca un și tot. Și politica la fel. Și vreau să vă spun acum, nu întâmplător Constantin Niculescu, ca om politic, este acolo unde este și a fost votat și Tudor Pendiuc. Pentru că ei s-au dus pe teren și au stat cu oamenii. De 20 de ani fac chestia asta, zi și ce percepția acestei realități despre care vorbești au conducătorii celor două asociații? Care asociații? Mă rog, Mișcarea Populară și... Și partidul. Și mai este asociație și a doua... Percepția au ei, președinții, liderii lor? Da, vorbeai de Constantin Niculescu și Tudor Pendiuc, așa. Că ei sunt în piață, ei sunt ce sunt și pentru faptul că fac calculele de acolo. Da. Ce percepție asupra acestei realități au ceilalți doi? Mircea Andrei și... Deocamdată, eu cred că ei n-au coborât în totalitate de acolo de sus, unde este aerul foarte rarefiat și foarte pur și foarte tare. Tembată, și asta să fie una din greșelile acolo... lui Mircea Andrei? Da, și ale lui Mircea Andrei și a Ruxandrei Dragomir. Eu cred că asta este greșeala. Trebuie să fii tot timpul în priză directă cu omul ca să faci politică. Asta cred eu că trebuie făcut. Și aici, da, ei, da, sunt niște oameni care au un standard material ridicat, le permite acest standard un alt gen de viață, pur și simplu, și nu se duc să facă chestia asta. Ca să o faci, îți trebuie multă pasiune și multă... trebuie să fie un fel de kamikaze politic, domne, să te duci între oameni. Nu e ușor, nu e simplu. Nu-ți imagina că să te duci între oameni este floare la ureche. Pentru că ei așteaptă de la și tine. Și l-am văzut pe domnul Mircea Andrei între oameni și o face bine. L-am văzut și eu. Ideea să fie mai des. Dar trebuie să meargă mai des. Pentru că atunci când a fost, el n-a făcut lucruri. Este bine primit, oamenii îl recunosc, dar... Așa e. Și vis-a-vis de imagine, vorbeați că îl recunosc, dar îl cunosc în postura de politician, iar pe cealaltă, chiar dacă... Exact, e contextul ăsta foarte interesant, cum că Mircea Andrei e cunoscut ca un politician și nu mai face politică. Ruxandra Dragomir este cunoscută ca om în afara politicii și face politică. Până la urmă, cetățeanul de rând, momentan, omul care poate nu stă și urmărește fiecare mesaj sau să analizeze și să despice firul în patru, are totuși percepția cealaltă vis-a-vis de cei doi. Care vor avea câștig de cauză în situația asta? Sau care va trebui să lucreze mai mult
din Nu pot să fac un pronostic acum, să spun cine va ieși învingător dintre cei doi. Nu, ce e mai bine, cum e mai bine să fii perceput de către masă, de către electorat, ca om din afara politicii sau ca politician? Este o perioadă în care cei care sunt în afara politicii se bucură de o percepție mai bună. Pentru că românul de rând este dezamăgit de clasa politică. Și aici Mircea Andrei are dreptate. Și de asta probabil și ONG-ul. Dar din păcate prin electorat este cunoscut ca și politician. Da. Însă nu ai cum să schimbi structura administrativă, structura chiar și teritorială, dacă vorbim de regionalizare, a unei țări fără politică. Dacă nu se coagulează politic în cele din urmă o mișcare, nu poate schimba nimic. Să ne înțelegem. Se poate schimba doar în forul legislativ, adică în Parlament, în forul executiv, adică în guvern. Acolo se pot schimba lucrurile, altfel nu. Politica e politică până la urmă. Sigur, deci acolo trebuie să ajungi. Iar vorbind de ceilalți, mici, PNCCD, Forța Civică, IRL, sunt niște sateliți. Imaginați-vă că cele două sunt Luna, iar ăștia sunt niște sateliți, sau există niște planete mai mari, așa, PDL-ul, PMP-ul, MAM-ul, iar ăștia sunt niște mici sateliți pe lângă ei, dar sateliții ăștia au și ei rolul lor, acela de a aduna alți oameni care aderă. Și a contribui la. Iar când se vor aduna suficienți, dar numai bine l-ar și se va face, asta vreau să spun, și se va face o fuziune mare a dreptei, vom vedea în jurul cui, atunci fiecare satelit micuț de tipul ăsta și-a făcut treaba. Partidul Ecologist Român a adus ecologiștii. Inițiativa România Liberală a luat liberalii nemulțumiți de alianță probabil cu... Sigur că da. Deci, stânga. Să adună oameni. Dar ce ne facem cu Forța Civică? Pentru că, deși este perceput, mai ales în analiza ta, în analiza noastră de astăzi, ca un satelit care gravitează în jurul unora dintre aceste părți mai mari, totuși doresc unificarea dreptei în jurul lor, iar el candidă la președinție. Ce aș putea să răspund la fiecare liber să spună în momentul de față ce vrea. Cât sunt fărămițați și fiecare spune eu sunt liderul unei formațiuni, fiecare liber să spună ce vrea. Ai putea vedea în curând o întoarcere a PNL-ului către partea dreaptă? Chiar dacă ei sunt de dreapta, în propriu spus, dar să părăsească, mai ales la cum vedem că stau lucrurile în ultimul timp, nu indiferent știu ce să spun. Are PNL în momentul de față mai multe puncte slabe. Un punct slab este că e de mână cu PSD la guvernare. Un alt punct slab este acela că PSD îl caroteze pe Crin Antonescu. Crin Antonescu însuși este un punct slab. Și la un moment dat, când vor vrea să facă și ei parte dintr-o mare coaliție de dreapta, hai să vedem cine îi tolerează, cine, că vor vrea și ei să negocieze pe poziții de forță, cine le va da alonja de care au nevoie. Da. Și asta, probabil așteptăm cu interes ce se întâmplă și în PDL. Așteptăm cu interes să vedem ce se întâmplă și în PDL, mai ales că Elena Udrea a făcut o declarație surprinzătoare săptămâna asta. A spus, dacă eram eu președinte al PDL, până acum unificam toată dreapta. Asta a spus-o Elena Udrea. Păi nu cred că este oprită foarte mult din acțiuni, pentru că știm că Partidul Popular a fost, Mișcarea Populară a fost anunțat de către Elena Udrea. Până la urmă. Și a asociat imaginea din prima, să știm că este în spatele acestei mișcări, împreună cu Traian Băsescu. Da. Știm lucrul ăsta, dar ea a făcut această declarație și mă întreb cum se susține. Dacă ea ar fi fost președintele PDL, bun, a recunoscut că se află în spatele chestiunii. Cum putea să coalizeze toată dreapta? Pentru că se pare că unii deocamdată nu vor. La orgolii. Odată nu mai exista fundația aceasta a lui Eugen Tomac. Pentru că erau împreună. Nu mai era probabil necesitatea de a se despărți de. Dar, sau dacă ar fi făcut-o doar de dragul unei chestiuni să atragă societatea civilă. În momentul de față speculăm pe vid. Speculăm pe niște date pe care nu le avem. Este mai bine să rămânem cât de cât în datele problemei, astea pe care le avem. Și în momentul de față, ce ar trebui să așteptăm cu toții? O reacție nouă, proaspătă, a lui Mircea Andrei. După părerea mea, Mircea Andrei ar trebui să iasă mai mult pe piață. Să fie mai activ. A lansat acest ONG, după care iară s-a așternut tăcerea. Dacă el vine acum cu o nouă lovitură de imagine, că a făcut ceva,
șansele lui sporesc. Trebuie să rămâi întotdeauna în atenția publicului. Dacă poți, în fiecare săptămână, cu câte ceva. Pentru un județ cum este Argeșul, este suficient. Așteptăm în continuare o mișcare din partea Ruxandrei Dragomir. Să ne mai surprindă și ea cu ceva. Să venim din nou toți cu camere de luat vederi, cu aparate foto, cu pixuri și cu carnețele. Să ne așteptăm să vedem ce spune. Ce am învățat parlamentarii Argeșului pe din afară. Știe cum mai stă Argeșul din punct de vedere economic la ora asta sau nu știe. Vrem să vedem, nu? Deci așteptăm în siajul a ceea ce au făcut să se mai întâmple ceva. Nu doar apariție și gata. Mai departe, la PDL. La PDL, da, probabil că ar fi cazul ca și Cătălin Teodorescu să facă o mișcare spectaculoasă. Pentru că s-a și uitat de partea asta. Happening, efectiv. Ceva, să se întâmple ceva. Noi ziariști, în clipa în care știm că nu mai avem audiență, creăm ceva, creăm un spectacol, creăm un show. Și tot dăm ceva pe micile ecrane, astfel încât oamenii să se uită la noi. Eu am spus-o întotdeauna, un politician nu este fundamental diferit de un ziarist și viceversa. Și noi și ei trebuie să rămânem în spațiu public, de-o parte și de cealaltă a baricadei. Și Cătălin Teodorescu trebuie să, în momentul de față, să scripească într-un fel. Lumea așteaptă, nu? Știu că îi aștept sclipirea încă de la despărțirea și... din vară. Iani Popa, ce să zic, scripește în momentul de față pe Andrei Gere. Adică Iani Popa îl poartă pe Andrei Gerea pe deget ca pe un inel cu diamant și îl arată. Ia uite ce am produs noi, USL Argeș. Ia uite mai ales PNL ce a produs un ministru și nu al mediului sau al turismului sau nu, al economiei. Atenție! Păi domnul Constantin Niculescu spune că este ministru al USL-ului până la urmă, nu este doar al PNL-ului. Adică... toată lumea e voala... liberal. Te întrerup, Mihai, din păcate emisiunea noastră a ajuns la sfârșit și aș vrea să treci puțin în revistă descentralizarea. Ultima dată PSD-ul și PNL-ul nu se puneau de acord în subordinea cui să rămână poliția locală. Problema importantă, ce să zic. Da, aici se pare că Liviu Dragnea, dând kicks pe problema regionalizării, a făcut găselnița asta cu descentralizarea. Descentralizarea, în principiu, sau ca principiu, nu este un lucru rău. Trebuie făcută. Însă trebuie să dai atâta putere autorității locale pe cât își permite să o aibă. Cât pot ei să ducă. Ori, nu există bugete locale atât de mari încât să întreții niște instituții care să iasă de sub umbrela ministerelor, s-au și gândit să dea 50% de la minister, 50% să vină de la primării și hai să ne descurcăm. E greu de făcut, după părerea mea. Oricum, se dorește, Denisa, dacă îmi permit, să rămână la nivel local, după o discuție cu Ministerul Finanțelor, evident. Și să vedem în ce formulă se va... Aștept și eu, cum așteptă toată lumea, să vedem ce se va decide sus. Nu putem spune noi prea multe lucruri pertinente acum la televiziune pe tema asta. Și decât să speculăm iarăși pe video, zic să așteptăm ce vor să facă. Știm care sunt banii în Pitești, știm care este bugetul Piteștiului, pentru că a spus-o foarte clar, că nu poate să susțină tot ce îi propun lui ministerele. Și așteaptă dreptat. Bani. Toată Sigur. Lumea așteaptă. Sigur. Asta este. Andrei Gerea e la minister. Să facă ceva. Și noi așteptăm de la el. Mai mult o povară, să zic, decât o cununare a lucrurilor pe care le-a făcut. Noi vă așteptăm și săptămâna viitoare. Vă așteptăm săptămâna viitoare cu subiecte interesante. Să aveți un weekend plăcut. La revedere!